Valeriu Iftime nu a putut trece ușor peste înfrângerea suferită de către echipa sa weekendul trecut pe terenul celor de la FCSB. Frustrarea pe care o simte finanțatorul celor din nordul Moldovei este acum mai mare ca niciodată. Mult de tot mă frustrează că nu câștig cu FCSB, nu sunt prieten cu Gigi Becali, nu sunt la pertu sau să ne sunăm. Bineînțeles că mă frustrează încredere prea mare. Am crezut că câștigăm. Primul gol a fost o lipsă de marcaj. Nu mai contează, a declarat Valeriu Iftime. Finanțatorul lui Fece Botoșani aruncă săgeți în tabăra vicecampioanei ca răspuns la laudele care i-au fost aduse după meciul lui Iani Stoica. Ce a făcut Iani Stoica? Extraordinar! Ce a făcut? Hai să fim serioși! Golul lui Tănase a fost la Șeronii. ăla cu gândul că pleacă acasă. Hai să fim serioși! A fost întâmplător! Este fundaș ei gol, funda și mai greșesc. Ongenda este cel care dă o pasă superbă acolo. Astea sunt faze de comentat. Nu că a dat Iani Stoica o pasă acolo, a spus Valeriu Iftime pentru ProSport. Șase victorii a obținut roș în ultimele zece întâlniri directe cu moldovenii, pe când fece Botoșani a reușit să se impună în fața vicecampioanei doar o singură dată, trei partide s-au terminat indecis.